care îi mulțumește acum lui Tibi Selimeș pentru titularizare. Este primul meci în formația de start a Astrei după accidentare, o reluare superbă a lui Kehinde Fatai pentru golul de 1-0 al acestei partide, un gol venit în minutul 54 al meciului. Superb, superb acest gol reușit de Kehinde Fatai, internațional sub 20 de ani al Nigeriei. Un fotbalist care până în acest sezon nu izbutise să marcheze în Liga 1, la Farul, echipa la care evoluase. A spart gheața într-un meci cu CFR Cluj și apoi a continuat devenind în acest moment golgheter cu 6 reușite. Să vedem replica sportului. Ferfelea în careu, Ferfelea încearcă, reușește să găsească centrarea, intră sub minge cu relea la această fază și ratează posibilitatea unei egalări rapide. Cu relea este disperat de-a dreptul, un atacant care m-a marcat de numai 4